Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Puterea viziunii, partea a doua. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetul 6. Când în viața ta ai o viziune, ai parte de următoarele patru lucruri. Întâi, de pasiune. Ea te face să te trezești dimineața și să sari cu bucurie din pat, pentru că există ceva ce îți place să faci, ceva în care crezi și la care te pricepi, ceva mai mare decât tine, ceva la care aștepți cu nerăbdare să ajungi. Apoi, mai ai parte de motivație. Richard B. Adler scria, citez, "Viața fără pericole te duce în general spre regrete ulterioare. Tuturor ne-au fost date talente și vise. Uneori cele două nu se potrivesc, dar de cele mai multe ori renunțăm la amândouă înainte să ne dăm seama măcar. Mai târziu ne trezim că privim în urmă cu nostalgie la acele vremuri în care ar fi trebuit să alergăm după visele și talentele adevărate în virtutea a ceea ce valorează ele. Nu te lăsa constrâns de gândul că visele sau talentele nu sunt chipzuite. Ele nu au fost menite să fie nechipzuite, ele au fost menite să-ți aducă bucurie și împlinire în viață." Am încheiat citatul. Când în viața ta ai o viziune, mai ai parte și de îndrumare. Viziunea îți simplifică procesul de luare a deciziilor. Tot ceea ce te apropie de viziunea ta primește undă verde. Tot restul trebuie abordat cu precauție. Viziunea scoate la suprafață ceea ce are însemnătate și îndepărtează tot ceea ce îți stă de-a curmezișul. Fără viziune, lucrurile bune te vor împiedica să realizezi lucruri mărețe. Oamenii care nu au o viziune clară se mișcă încotro bate vântul. Ei au tendința de a pluti în derivă de la un lucru la altul, de la o situație sau o persoană la alta. Prin urmare, ei fac alegeri care le fură visele. În sfârșit, când în viața ta ai o viziune, ai parte și de scop. A avea viziune e ca și cum mai arunca o privire rapidă asupra lucrurilor care vor urma. Viziunea spune, dacă nu vii, ceva important nu se va întâmpla. Viața ta contează. Fără tine, ceea ce ar putea fi, nu va fi.